Conform distribuției cazurilor COVID-19 pe unități administrativ-teritoriale din cele 114 localități, 0 au 0 cazuri, 3 au câte un caz în evoluție, 13 au sub 5 cazuri în evoluție, 28 au sub 10 cazuri în evoluție, iar 70 au peste 10 cazuri în evoluție. În județ se aflau vineri în carantină 3.144 de persoane, 283 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 4.256 de persoane, din care 495 intrate în ultimile 24 de ore. Numărul total de persoane testate până vineri în județ este de 482.348, în ultimele 24 de ore fiind testate 2.212 persoane. Potrivit prefecturii Suceava, în județul Suceava erau vineri peste 4.600 de cazuri în evoluție cu COVID-19, dar în spitalele din județ sunt internați doar 2. 152 de pacienți COVID, dintre care 25 sunt copii. La nivelul județului sunt disponibile 115 locuri libere COVID și 11 locuri pentru zona tampon. Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, vineri, la nivelul județului se înregistra un număr de 161.854 de persoane vaccinate, din care 112.799 cu rapel și 35.580 persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei de 13 ianuarie s-au vaccinat în județul Suceava un număr de 402 persoane, 140 prima doză, 68 doza a doua și 194 doza a treia.